10-le astea de aici să scrie ca fiind 6, că am nevoie 6 plus 4. Și de 6 plus 4 și cu 10 e căsuța care trebuia umplută și n-am știut-o. Adică 10 și cu 4? 14. Și atunci este egal, într-adevăr, 6 plus 14 egal cu 20. Iată că am răspuns foarte corect. Deci munca mea e deșteaptă-mă. Eu nu mă sperii. Totdeauna ajung la rezultat. Când l-am scris pe 20, ca fiind 10 plus 10. Iar 10-le ăsta înseamnă 6 plus un 4. 6 plus un 4. Și 6 l-am lăsat, 4 și cu 10, urmează căsuța nouă, întrebarea de aici, cât să pun, și problema era să pun 14. Dar 6 plus cât să facă 30? Ia pune aici. Hai să facem și pe asta. Sunt foarte interesant. Foarte interesant cum sunt mami. 6 plus cât fac 30? 6 plus cât fac 30? Dacă 6 plus 14 au făcut 20, 6 plus cât egal cu 30? Ia să scriem. 6 plus cât punem noi? 6 plus căciuliță egal cu 30. Te mai descurc. 30. Păi spune-mi în engleză. 50. Da, eu că tu faci tu, cât te gândești eu scriu. Ok, hai că negociem banii după aia, tu fă aia, 10 după ce negociem banii. Plus 20. Plus? Vrei să dai răspuns deodată? Nu poți să dai răspuns deodată, mă, nu ai cum. Nici eu și el vă dați. De ce nu mă las să muncesc cu rapid? Deci este egal cu 10 plus 20. Fac 30. 10 plus 20. Hai, mă, Victor, hai. Hai să terminăm ieșa asta. Că hai, Victor, că facem asta și după aceea a terminat. Ducem la masă. Dar 10 este cu cine este? 6 plus cât se facă 10? 6 plus cât se facă 10 asta? 6 plus cât face 10? Uite, totdeauna. 6 plus cât? Plus 4. Așa, punem așa două săgeți, 6, așa, care 6 la săgeata asta, plus 4, și acum egal mai departe aici, zicem egal mai departe, egal, 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 6, se zice pe 6 asta, 6, care este de aici, din 10, 6. Nu, no, păi nu, 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 că l-am rupt. 6, că avem nevoie de 6. E 6 plus, plus 4, uite, plus 4 și plus 20. Plus 20. Și egal mai departe. Ăștia doi se punem în paranteză, adică e ceea ce ne trebuia pe nouă. Și egal cu 6 plus plus cât este 4 și cu 20? Sau 20 cu 4? 20 plus 4. 20 plus 4. 24. 24. Deci punem plus 24. Și asta e căciulița, asta e căsuța care trebuia umplută. Căsuța care trebuia plusă, răspunsul este 24. Și acum te duci acolo și completezi. 24. Gata, ce bun. Suntem foarte buni. Spuneți, spuneți în engleză, dragilor. 24! Da, spuneți, dragi, prietenii mei, dragilor, prietenii mei, ați urmărit o lecție foarte frumoasă cu Bubu și cu, cu mine și cu Bubu. Ordinea asta. Mine și cu Bubu. Dar în engleză. Ridică picioare. Ridică în engleză ca să te prind. Nu știu. Ce nu știi? Să spun asta. În engleză? Nu știi, dragilor? Nu, nu știu, dragilor. Ah, nu știi, dragilor. Spune, my dear friends. My dear friends. Ați urmărit. Ați urmărit o lecție. I did a lecție? Yeah.
matematică. A math lesson. Math lesson cu Bubu și mine. Nu, cu mine, că tu ești cu fost. Cu mine și Bubu. Așa, așa, cu mine și Bubu. Bubu needs to go in the piscina, in the pool, and stay with me until I get out of the pool, and he has to also give me $50. El a promis că merge în piscină și pune doar nasul în piscină, da? Nu. N-am promis asta? Am promis. Nu. Nu nasul. Hai să zicem la revedere, dragilor. La revedere. Bye! Goodbye. La revedere.